anul agricol 2020 în Neamț față de precedentul din 2019, datorită condițiilor climatice foarte grele pentru anul 2020, datorită secetei care s-a manifestat încă din toamnă. Apoi am avut în luna aprilie și niște temperaturi scăzute și au afectat foarte mult producțiile semănate în toamnă, la culturile semănate în toamnă, dar au afectat și pe ele de primăvară, pentru că și datorită secetei s-au dezvoltat mai greu și urmarea controlelor făcute la fermieri și a proceselor verbale încheiate. La cultura de grâu, de exemplu, anul trecut am avut o producție medie de 2720 kg la hectar, față de 2019, când am avut 4603. Deci, vă dați seama, au fost afectate în jur de 60%. La porumb, tot anume culturile mai, care au o pondere mare, la grâu secară triticale am avut 25.000 de hectare, la porumb am avut 59.600, deci am avut producția medie anul 2020 4.179, față de 7.119 în 2019. Și am avut așa, la culturile semănate în primăvară, am avut notificări pentru calamități de 49.281 de hectare. La control au rămas 42.660, din care să cotim calamitate 100%, ca așa se dă subvenția pe hectarul 100% calamitate, 25.135.